Hygge, 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 hygge. Andrei, tot normal? Ce cu tine? Asta în ce limbă? Scumpul meu, hygge, asta e un cuvânt în limba daneză. Ce înseamnă el? Well, cum să explic? Englezii spun coziness, nemții spun gemütlichkeit, noi spunem confort, comoditate. Pentru o persoană din Danemarca, conceptul de hygge poate fi un ajun de Crăciun cu multe lumânări arzând prin casă, cu oameni dragi alături, un vin fiert la masă. Pentru mine, hygge poate fi o lingură de borșanică de la mama, cu o pâine borodinski cu niște salată de vinete. Și pentru mulți dintre noi, hygge poate fi acea stare de bine când ai o băutură caldă aproape, afară plouă, ai un playlist mega ciotcos pe fundal, iar tu pornești pe YouTube un video preferat la emisiunea Lumina. Iubiți frați și surori, a sosit anul 2016 și ce-am... Păi iată, к чему я все это? Eu mă aflu la Tucano Coffee, care după mine e mai mult decât un business de succes. E și el un fel de focar de hygge. Doar că ei spun la asta în felul următor: Love, Peace and Coffee. Iar acum Tucano Coffee se află într-un proces intens de extindere globală. Emiratele Arabe Unite, Kyrgyzstan, Cipru, România, Rusia, urmează altele două în Germania și Olanda. Eu nu sunt partener de afaceri la Tucano, dar primesc cu bucurie veștile despre cum ai noștri reușesc câștig graniță. Dacă tu simți că a venit timpul să nu mai lucrezi pentru șef, dar pentru propriile tale vise, intră pe Tucano French. Îndrăgostește-te de idee și devină partener al unui brand 100% moldovenesc. Dacă ai vreun prieten, rudă, cunoștință care ar vrea să investească în propria afacere, ajută-mă cu un share la acest video și cu un tag mai jos în comentarii. Eu n-am televiziuni, gazeturi, portaluri de știri, așa că doar voi puteți contribui la răspândirea acestui mesaj. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez, dar ar trebui să mă scuzați un pic. Vreau și eu să am parte de o leacă de hygge. Frederic? Salut, învălește-mă, te rog. Plus 34 afară. Only hygge. Ei, vreți un sfat gratuit? Dacă le scrieți celor de la Tucano și le spuneți că eu v-am spus, apoi beneficiați nu doar de toată susținerea și trainingul necesar, dar și ați putea avea parte de o reducere semnificativă la costurile de înființare. Intrați pe linkul de mai jos și povestiți-mi cum a fost. Pupcei! Viniamin, învălește-mă, te rog.